Poliția a fost sesizată azi noapte cu privire la comiterea unui furt dintr-o locuință din Borșa. Partea vătămată a reclamat că dintr-o încăpere a imobilului au fost furați bani, bijuterii și 20 cartușe de vânătoare. Polițiștii au demarat activitățile de cercetare în vederea identificării autorilor și recuperării prejudiciului. Aici? Pus de jos. Desparte la apă. Uite acolo, jos, vezi? Se vede la dale, toate. Mi-a luat aurul, ce-am uitat acolo și niște bani. Tot ce-o găsit. Acolo cuțit sus, ține că mi-a luat. Ați avut un cuțit, mi-a luat așa, da, aici am văzut. Și acum când am venit acasă, l-am văzut dulapul la pușcă, deschis, desforțat, în fața acolo jos. Eu dispărut, că am avut la carabină 3006, toate cartușele sunt dispărute. Deci nu mai am. Atât am la civilă. De la civilă sunt acolo. Dar... Restul de la cinema la carabină a dispărut de mai, de ce că tu știi. 3006. Toate sunt dispărute. Deci, mi-a dispărut de la tot. Acum am avut aurul de aurul care am avut de 20 ani. Undeva asta mă, tot nu mi-a dispărut. 100 ceva de milioane mă dau acolo bani, cred. Pentru necază, de țin casă. Și aia mi-a luat, asta e. Și a fost sus, l-am fi sus, iar de devastat atât la cipie.